Bună ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre hiperbolă prezentă în discursul narativ. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. În curtea școlii Maria și Andrei. Bună Andrei, am văzut că ai o bicicletă frumoasă. Foc mi împrumut, te rog? Cu plăcere! În schimb, aș vrea să mă ajuți cu figurile de stil. Am observat că îți place să le folosești în compuneri, dar și în conversațiile cu noi. Ok, de exemplu, bicicletă frumoasă, foc, este o hiperbolă. Arde nerăbdare să aflu mai multe despre hiperbolă. Ai folosit deja o hiperbolă? Arde nerăbdare! Dar a sunat de intrare. Avem ora de limba română. Doamna profesoară ne va explica mai bine. Ok, să mergem în clasă. În clasă, profesoara explică. Hiperbola este o figură de stil care constă în exagerarea intenționată a însușirilor unei ființe sau a caracteristicilor unui obiect, a unei întâmplări, cu scopul de a-l impresiona puternic pe cititor. Prin hiperbolă, trăsăturile pot fi mărite sau micșorate în mod exagerat, fiind rezultatul unui impuls puternic de admirație sau, din potrivă, de dispreț, indignare sau revoltă. de reținut. Hiperbola este construită întotdeauna cu ajutorul altor figuri de stil, deseori cu ajutorul comparațiilor. Calul lui Făt frumos alerga ca vântul și ca gândul. Sau al metaforelor. Gigantică poartă o cupolă pe frunte și vorba e tune sufletul ger. Să exersăm. Apar hiperbole în textul de mai jos? Când l-a văzut, biata broscuța a încremenit pe piciorușele de dinapoi, cu ochii mari deschiși, caută la cumplitul dușman. În spaima ei îl vede uriaș, cu capul atingând cerul, cu pliscul lung, lung, să soarbă dintr-o dată balta și dinpreună cu balta pe ea. Îl vede uriaș cu capul atingând cerul, cu pliscul lung, lung, să soarbă dintr-o dată balta. Să continuăm! Iar în fața ferestrei prin care se uita Jim, răsărise un dita mai copacul gros și bătrân, atât de zdravăn că nici trei oameni prinși în lanț nu i-ar fi putut cuprinde trunchiul. Atât de zdravăn că nici trei oameni prinși în lanț nu i-ar fi putut cuprinde trunchiul. Dar deodată, de după gard, sări mare cu coada rotundă cât soarele l-a răsărit un păun. Cu coada rotundă cât soarele l-a răsărit. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Identificați hiperbolele din textul de mai jos. Harap alb vede altă minunăție și mai mare. O namilă de om mânca brazdele de pe urma a 24 de pluguri și tot atunci striga în gura mare că crapă de foame. Pe semne că acesta în zilă, Foametea, sac fără fund, de nu-l mai poate sătura nici pământul. Și mai mergând ei o vreme... Ia ca ce vede Harapalb, o schimonositură de om, avea în frunte numai un ochi, mare câtosită, și când îl deschidea, nu vedea nimic, iar când îl ținea închis, fie zi, fie noapte, spunea că vede cu dânsul și în măruntaiele pământului. Vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru verificarea răspunsurilor. Bucurați-vă de lectură. Succes.